Sute de curți și case sunt inundate în județul Brașov în urma ploii torențiale și vijeliei din această noapte. S-au acumulat 130 de litri de apă pe metrul pătrat. A fost potop și în stațiunile de pe Valea Prahovei. În urmă, cu puțin timp, compania care furnizează apă în localitățile Azuga, Bușteni, Sinaia și Comarnic au aplicat restricții. Aluviunile masive au produs un nivel ridicat de turbiditate. Fenomenele au afectat sursele de apă pentru aceste localități. Consumatorii sunt sfătuiți să utilizeze apa exclusiv în scopuri menajere și nu pentru consum. Potopul s-a pornit dimineața de vreme. Localnicii din Stupin spun că nivelul apei a crescut extrem de repede. Am început să evacuăm utilaje agricole, copilul am trezit din somn. La 7 și ceva deja era ce se vede. Noi nu mai putem intra în casă, furajele s-au dus, tot ce am investit aici, utilaje agricole, tot s-a dus pe apă sâmbătă. Debitul pârâului Ghimbășelul a crescut mult peste capacitatea digului de protecție. Pe o parte a alului apa a trecut peste, pe cealaltă digul a fost rupt. Acum intervenim cu cele mai mari motopompe și în paralel facem inventarierea, vorbim de peste 100 de gospodării afectate. Acționăm pentru a încerca și pentru a devăsta apele de pe drumurile din Stupin, astfel încât putem să avem să evacuăm din case. Cursul din Bășelul este în scădere, se intervine pe mai multe fronturi, chiar și pentru consolidarea digurilor. Inundații s-au produs și în Prahova și Dâmbovița, în zona gării, dar și în cartierul Cumpătul din Sinaia. Pompierii au fost chemați să scoată apa din mai multe subsoluri, iar la Azuga și Predal au fost inundate mai multe case, între care și o pensiune. În zona de munte a județului Dâmbovița, mai mulți turiști au rămas blocați la pensiunile în care erau cazați, din cauza drumurilor acoperite de aluviuni. La cabana Bratei, 14 turiști au fost preluați de pompieri și evacuați în siguranță, iar alți 10 aflați pe platoul Padina au decis să mai rămână la pensiunea unde erau cazați.